am fost și la Casa de Cultură, a fost preselecție pentru un talent. Și am făcut acolo demonstrații. Mă rog, am improvizat. Bine, noi am făcut o coreografie sau... Deci am să facem o coreografie și pe scenă ne-am pierdut și am făcut doar improvizații. Și a ieșit destul de bine. Destul de bine. Să vă uitați, scris parcurs Mangalia și văd acolo. Ce acolo? 3-4 ore pe zi, apoi mergem acasă, dormim, să ne facem somnul ca lumea, să fim odihniți. Apoi seara începe să facem iar antrenament, de la 8 până la vreo 10, așa, că e răcoare și merge mai bine. Și dimineața la alergat mai merge. Zi de zi? Da, da. Doar să mă dau și duminica cât am eu dansă. Atunci și nu facem, decât în curs săptămâni e foarte ok așa. Eu am ceva probleme cu spatele, poftim? Păi, peste tot. Peste tot, ne cățărăm pe case, alea, blocuri. Da? Da. Serios? Serios. Bă, ia să facem o... Nu, e de o știlucă frumoasă.